Ask Brother Mitruzzi, how did he start this mission through the gypsies, how he converted, and how Jesus Christ came, Jesus' kingdom. Okay. Spune două cuvinte, cum s-a început lucrarea asta? Cum a devenit frate Boris, cuvântul lui Dumnezeu în inima mea? God's word began in my heart. Eu eram bolnav. He was sick. Și umblam cu șerut. And he going with the bag. Din lume, din lume. The wall, the villages. Frații credincioși. And brothers Christian. Îmi spunea că să mă pocăiesc. Said him that converted with God, converted and trebuie să te pocăiești. Și eu le spuneam. Și ar fi clar că eu spuneam. And he said the truth. Cum să mă pocăiesc că eu nu pot să lucrez, că sunt bolnav și am copii mulți. How I can convert because how I converted because I don't make some work. Pastorul bisericii. And the one pastor of the church. Mi-a spus, said him, nu te îngriji de asta. Be, don't worry. God will give you bread of all the day, every day. Căci Dumnezeu are grijă de fiecare. Because God knows every his children. Dar mai întâi caută împărăția lui Dumnezeu. But for the beginning you must found a kingdom of God. Și Dumnezeu ar să-ți dea tot ce trebuie. And God will give you all things you need. Și slava Domnului, m-am pocăit. And praise the Lord, I converted. Acum sunt bucuros că am bucurie. Now I have joy. Că am mântuire. Because I have salvation. Și lucrez. And the work. La sute. Make for bread, for bread. Oh, yeah, yeah, he make this. Okay. Și acum trăiesc, am pâine, am de tot pe zi. And now I have daily bread. Câștig o bucată de pâine și am și mântuire. I make some money, and I live. Și ia ca și Dumnezeu a avut mila de mine și l-a primit pe Iisus. And he invite Jesus Christ in his heart. Și mă simt foarte liniștit că am viața veșnică. Amin. And I am now very, very happy because I have kingdom and the kingdom of God and I have salvation. Asta a fost în 79, mă pocăiesc. There was in 79. There is 21 years ago. Am început tot așa că ne adunam aici la mine. How I beginning? We have service here in my house. Și când am început să predic, when I begin preach, nu știam carte bună, numai cu o clasă. I didn't know reading. I have only one class. Și oamenii se miră țigani. Cum știe Mitruț așa să citească dacă el nu umblă la școală? And people said, what he reading because he don't go at school. Da, eu le spuneam, Dumnezeu m-a învățat. And he said God teach me reading. Că m-a iubit. Because he loves me. Și am cerut de la Dumnezeu. And I ask from God. Și eu le spuneam, mai ce ceri de la Dumnezeu, Dumnezeu ar să vă dea. Și eu. And I said that if you ask God gave in your life. Și slava Domnului. And praise the Lord. Am prins ea ca la mine aici adunare, să ne adunăm. We have a service on this and this my little house. Vineau copii, vineau și bătrâni și tineri și came and old people and young people and children.
Da, umblarea mea la adunare, întotdeauna umblam la Granomul, 100 de kilometri. And and he visit one church and for the beginning. Și când am început să pocăim aici suflet, i-am facem aici la noi. And when began converted other people, we have a sermon here. Și s-au pocăit întâi niște fete tineri. And converted for the beginning any young lady. Și surori bătrâni care își înșamu acelea sora Ionă. And old sisters. Și a început lucrarea lui Dumnezeu așa cum este și astăzi. And we began God's work and this place and now there is a layered ledges and develop and develop and develop. Leomen mangen, te amen meskeshayen.